Salutare, bine mă găsit la un nou daily vlog. Astăzi vom face jobul de Uber. Ne-am băgat și noi aici frumos pe Uber. Începem frumos în forță. Haideți să sunăm și pe domnul Dantru să vedem ce face și el. M-a auzit, bă? Da. Ce face, fratili? Uite, am plecat de la mall și acum mă duc până la garaj. Am puțin. Bravo. După să... mă duc până la ăsta, la supermarketul de lângă noi și după aia mă duc până acasă și după aia la garaj. Înțeles, luăm și noi o cursă mică, băieți, așa de început. Faci daily? Ce? Faci daily? Da. Frumos. Am băgat și-o pe ușbăr. Pe ușbăr? Mhm. Mamă, mine să nu mai ia poliția. Păi? Ce păi? Ce-i făcut? Păi dacă te merg numai în drifturi, este... Taxi, ho, că te-am auzit. Hai, urcă. Hai, cuțu. Nu sta, cuțu, clienta, pardon. Unde o duci, ia vezi? Nu știu, stai așa. Ia zi, domnșoară, unde te duc? Ia-mă unde. A, unde stă bunica, bă, acolo. Înspre munte, gen. Aolo, cuții. Vite-o Versace. O luăm și ne puțin pe contrasens, băieți, da, aia e, ne permitem. Hai să-i dăm, băieți, acum. Ia-o dă și pe ăsta. E fața prietinul. Ce ești? În spatele tău. Nu cred că o să mai fi spatele meu. Am dat fum. Am lăsat ușor aici ca să nu mă fac. Mamă, ce-am derapat. Ce era să dau un stâlp? Ce era să dau un stâlp? Opa, dă ușoară, că nu ți-a făcut nimeni nimic, că ești bine, nu... Nu te-am lovit. Nu te-am pupat ăsta. Nu. Că dacă nu, că nu. Opa, ușor, ușor. Eu mă duc până la casă, la Brașov. De duci pe aia, nu? După asta și după cred că vin și bă, deci m-am uitat pe YouTube aseară, până s-a adun. Mâncați, știi pe unde s-a dus un taximetru să își ducă gen român, dar nu știu, știi pe unde s-a dus să-l ducă? Mm. Până în Elveția. Taxiul? Da. N-aș fi dus atâta. Și i-a dat undeva la 10 milioane. Plus alimentația care a făcut tot el. Uții, trebuia vreo 10.000 de euro. Ah, mă întreb pe mine. Mergea vreo 10.000 de euro pentru curs așa lungă, bă? Mă duc la Dani să-mi schimbe și mie o lei, că l-a mai schimbat uleiul la draga mea de... O lună de zi. Ce o lună? Una de ele, poate. Să trăiți! Hai, ne auzim mai încolo, că vreau să plec. Bine, ba. Da. Hai, băi, să dăm și noi spre casa de la Branciov. Da, așa că iar încurc drumurile și nu e bine. Opa, ușor. Șustă per șustă. Hai și dăm acum. Au tăl pe prietenul. Oho! Amigos! Amigos! Ia! Unde te duci? Nicăieri. Vrei să dau mai în față? Nu, gata. Ai, parcă știu că la... M-a parcat la sala de șofer, vrei să te uit? Parcă mă puțin mai în stradă, bine, frate, tu. Mamă, dar ce chel ești.
Da, știu, am întors acum de curând. Te-ai bronzat, nebunule, la mare? Păi da. Aia zic, care sunt mai viața? A terminat, vezi că ai în casă dar mâncare pe grătar, că am zis Mamă, un mi-e foame, burătorel. mi-e foame. Așa. Au te bicicleta, o bunicu, mă. Alu bunicu e? Da. Nu știu eu cu e, draga asta. Mă sui pe ea? Ia să mor, să ne duc. Nu, mă sui de Ia că se mă sui eu. Uite, dracu, mă, e rezistentă. mamă, nici nu plecă dacă o le omoară pâză pe ea, pe ea să o Vei intra bată. pe ea și-a luat chiloți. Și acum mă duc la de asta de mașini, unde se mai întâlnesc de ăștia, cu mașini de astea mai sport, mai colantate. Unde asta e că vinși? Hai. Am și o mașină colantată, am băgat o groază de bani în ea. Hai, prietenul. Stai, frate. Aoleu! Mamă! Ai Mamă, ce era, rupit-o? nu. Ce era să rup ușa să mă bată mama. Du-te în dreapta și o să vezi multe mașini. Ma, ma, nu. Da, stai pe loc, am bușit-o. Ce-ai făcut? Am bușit-o. S-a mortă. I-am dat pe dreapta. Stau! Pisi, ușor. Ce era să intru în tine? Era. Ma, ma. Ma. Mie, mamă, cum e. E aproape, este? Mi-a intrat tare pan roată. Pă bune? Vino cu să vezi. Ma. Deci. Hai mai. Bă, dar în rest n-are nimic, botul e intact, are decât pe stânga acolo. Aolo, buci. Ia, Pe stai așa. dreapta, de fapt. Ia, stai așa, nu știu ce la voi. Pleacă. Hai să-i pun o vară. Aolo, Gucci. Unde o duci? Băi, lasă acolo puțin, lasă acolo puțin. E prieten, ia să vedem. Să fac parcurs specialist. Am făcut unul. Aoleu, e moartă, bă. Bă, când mă oftic, bă, că am lovit-o. Și ce facem, mă? Trebuie să o las aici, acum. O lăsăm aici, a? Hai să luăm, să iau eu niște acte. Da, așa puțin să-mi iau ceva din torpedo. Gata. Și mergem cu platforma să o luăm. Să luăm platforma de la garaj, de la Ploiești. Hai. A, băieți, revenim și noi când o fi să luăm mașina. A, băieți, am luat și platforma. Și acum mergem să luăm droga. Bineînțeles. Nu cred că intră. Da, m-am dat eu jos. Bun, bă, încerc să trag pe platformă. Da, ia, de ușor. Dacă nu, lasă-l, ia, lasă-l Ia, fără, ia, lasă-l. dă-te. De, că merge. Hai, cum pic. Ia stânga, ia stânga, ia. Mai stânga. Așa, mă. Acum să mă duc să trag astea. Ata, ui băieți, am plecat. Ce era să dau într-o pisică? Păi cum facem, bă, o lăsăm acasă și dacă e... Nu e, hai la Ploiești cu ea. A, mergem la Ploiești cu ea? Păi da, mă duc să o repar. Te duc cea mai la un mecanic bun de la Târgoviște, la asta.
două, trei selecțiuni dreapte, acolo de la Târgoviște, de departe. Țin să mă duce până acolo să o ia. Mă duceam eu, nu era o problemă. Că era așa, mă duc și stau și eu acasă. Vrei să te mă duc eu? Mă duc eu. Nu. Bine, măcar că ai cu ce să te mai plimbi, din când în când. Cu ce? Păi n-ai adus... N-ai adus ăsta, cum se numește? M5-ul vechi la Ploiești? Nu. Ba da! Nu am adus. Aaa, l-ai lăsat la bu... Na... Ba da, mă! Nu, am decât mașina lui mama la dispoziție și atâta. Păi știi cum am venit noi la București? Cu tirul, bă! Vezi că știi. Aaa, păi și M5-ul tău a rămas acolo, zărată. Da. Mamă, de serii ăsta chiar am uitat. Vrei să o să mai ieși? Nu, ți-am zis că vreau să o las la Ploiești. O las acolo unde știu eu că mi-o repar, nu la toți fraierii. Mamă, nici vreau să o fiși 6 seara, nici pe camera aia și faia și mie. Da, bine. Mamă, s-a și noptat, hai să... De fapt, deja am oprit aici băieți să dormim și noi la motel. Bă, dai peste mine, fraiere. Nu s-o lasă de vacă, n-am loc. Am oprit și noi aici băieți să dormim la motel, că nu mai putem de somn, suntem obosiți. Și e deja seara, din câte puteți vedea, s-a noptat chiar. Așteptăm pe boss, la boss să vină. Lasă-o bă acolo. E că nu văd. Uite, o lasă aici. Dar gen să nu încurc pe lumea. Asta. Bag un spate la taximetri și tu. Zic că ți-i dau. Ai dat deja în el, la un cont de să se reparăm noi. Lasă. Gata, las-o atâta, gata, las-o. O am și mastodontul ăsta cu china de mare. Păi bă, băieți, dormim și noi și revenim de dimineață. Gata, băieți, ne-am trezit și noi ora 1 după amiaza. Am dormit puțin cam mult, zice la AE. Are unul că-i 4. Uite-te pe telefon. Cap. S-a mortu. E 4. Cam ajuns la 12 aici. Ma. Am mai stat până la 2, cât am mai stat. Cam așa. Am băut și cafea, da, bă, dar s-a făcut. Dar oricum la 1 ne-am trezit. Dar a trecut repede timp. Am mai stat și noi, că totuși dacă am închiriat camera pentru o noapte, frate, o noapte. Trebuia la 5 trebuia să predăm și am predat și noi acum. Hai, prieten. Că dacă ăsta e așa, să-mi reglez scaunul, că... Aseară mi l-am ridicat ca să văd. Da, a fost mișto la motelul forță. Am dormit bine, pat confortabil. Mai venim. Ușor, nu l-a prins deșert. Stai, bă, că era mare accident. Noroc că nu l-ai luat pe camere, că ne lua copiile de tale. Mai că copiile, venea CNA-ul peste mine. Anaf, direct. FBI, open up, drop your rapid, spam. Ne oprim și noi la McSonic-ul de mâncare, că sunt flământ. Ai trecut de mic. Știu, nu mai ne luăm nimic, las. Oprim noi la altul, că zim noi pot. Ne oprim la benzinerie. Da, luăm un sandwich de la... A intrat și anume fix pe unde nu trebuia să intre. Vezi că e barieră, prietene, aici. Bine. Gata, băi, s-a dus și prietenii, nu se întoarcă de carul. Încerc să sar pe aici, fiți atenți. Ata, mă, serio, mamă, Spider-Man. Audă-l. Spider-Man. Ia stai, bă. Fii aici. Audă. Unde te duci, bă, animalului? Animalul ce fuge, bă.
Păi ești prost. Nu, că ăsta e prost, băieți. Da, băieți, n-avem ce să-i facem, e prost omul. E prost. E redus mental. Ce-ai făcut, prietene? Bă, vorba lui Malone. Nu, ăsta lui Robi. El are 2 neuroni, dar e plecat în vacanță în Grecia. Plecați în vacanță? Mhm. Care mergem? Vreau să vreau unde ți-ai colantat prima dată mașina? A doua oară. La Cristi? Mhm. Ușor, prietenul. Tremură taba la bas. Pipum, pam, pam, ping, pam. Ce vă de face așa? Nici pam, pam. Pare că ai rupt bariera aia. Nu, că s-a deschis. Da. De ce l-a tot pe aici? Că aveam 250 în bord și nu aveam pe odăsă altceva și frână nu puneam. Era prea șmeche. Nu aici. Păi cum nu aici? Păi nu aici. Păi de ce ți-ai colantat a doua oară mașina aici prost? Cum mă ne-am colantat-o sus? M-a dat sus, ți-ai colantat și după aia ai venit ți-ai colantat aici, ești prost? Nu, mă simt. N-am venit aici și am colantat M5-ul și cu M3-ul. Da. Băi, stai să mă să las jos rampa. Da, las-o? Așa puțin. Lasă, păi. Las. Că ne-am haladit, avem de asta electric acum. Dă-i. Las că dau jos. Da. Stai să mă sui la luna. Gata, mă, băieți. It's gone, yo! Ce-ai? O bag aici, băieți, și o lăsăm aici. Așa. Și cam atât și trebuie să merg să închiriez o mașină și cam gata. Să pot să mă mișc eu cât de cât, că nu prea am cu ce să mă plimb. Am mare Audi și nu mă plimb cu Audi. Audi, băi! Da, puțin că am întors-o, idiotule. Să o luați la omul ăsta aici. Am o dată mâine specială la cât am tras. Gata, băieți. Mergem acum. Bă, du-mă la târg aici să închiriez o mașină. Revenim. Bă, băieți, deja am găsit aici o mașină. O iau, o să iau pe asta, 25 de nas. Frumos. Bine, deja am achiziționat, asta e faza șmecheră. Da. Dar proprietarul nu prea ne-am zis despre situație, dar nu a fost de acord cu filmarea. Ce v-am cu platformă? A, am crezut că e pe platformă. Nu. Hai să mă urc și eu mașina. Ne vedem acasă, da? Aha, bine. Mă să lasă și seara ușor, ușor. Facem o schimbă din ploiește aici. Așa. Auto-l. Mă, băieți, haideți să mergem și noi frumușeri spre casă, de fapt, la apartament. Nu pe aici. Mă, nici acasă nu știu mai ajung, bă. Am dat și în asta cu mașina, nu, nu contează, ce mai întâmplă. Și la case mai mari.
Am închiriat o băie pe asta pentru 3 zile. Da, și că nu merge să o urc. Nu, ce are? Ia uitați-l băie și pe ăsta. Mamă, bă, ai mașina... Bă, dar du-te bă la tine, nu la mine, alo. Bă, lasă-mă puțin să parchez aici să-ți explic o chestie, dă-te. Hai. Mă, dar jegoasă o mai, frate. Oare, dă-te mă, cu cine am fost azi să fac așa, bă, halul ăsta? Bă, trăiască ție, tot ce iubești, tu lasă-mă să duc și eu seara asta la tine, că e frate meu acasă și n-am, știi că nu-mi place să dorm cu frate meu. Da, bine, bine, hai. Cu goritul ăla de frate meu. Bun, a, băieți, asta a fost Deliu, dar sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați acolo un like. Și o părere despre acest daily vlog. Eu am fost Denisuțu alături de Andru. Vă pupăm, ceau!